Teatrul Românesc este astăzi din nou în doliu după vestea că a murit actorul Costel Constantin în vârstă de 81 de ani. De la rolurile sale pe scena TNB și la cele din peliculele cinematografice, marele actor și-a lăsat amprenta inegalabilă în teatrul și filmul românesc. În urmă cu 2 ani, marele actor avea să fie omagiat și aplaudat la scenă deschisă atunci când în cadrul festivalului Gopo 2021 avea să-i se acorde premiul pentru întreaga carieră. Mai mult de jumătate de secol, actorul și-a dedicat întreaga viață artei teatrale, fiind și societar de onoare al Teatrului Național București, avându-i ca partener de scenă încă din tinerețe pe alți mari actori, precum Dina Cocea, George Calboreanu și inegalabilul Grigore Vasiliu Birlic. Ultimul său rol pe scena teatrului din București avea să vină în 2023 la 80 de ani în Omul care a văzut moartea. Este momentul în care își încheia o carieră de 60 de ani în omagile și aplauzele spectatorilor TNB. Vreau să vă spun că e un moment foarte special și știți de ce? Pentru că astăzi, în luna aceasta, ca și anul acesta, eu împlinesc 60 de ani de când sunt pe scena acestui teatru profesionist adevărat, a spus actorul pe scena TNB. Sărbătorit în 2021, marele actor avea să fie omagiat și aplaudat, iar printre cei care au scris despre retragerea sa de pe scena Teatrului Românesc în urmă cu un an, era și actorul Larry Georgescu. Acum 10 ani, în iunie, aveam premieră la Teatrul Național Ile Caragiale, București, cu spectacolul Omul care a văzut moartea. Atunci nu-mi puteam imagina că va ajunge la 225 de reprezentații. Iar faptul că în tot acest timp distribuția a rămas neschimbată, a reușit să transforme membrii spectacolului într-o adevărată familie. Vestea dispariției sale a întristat toată lumea artistică și nu numai, pe majoritatea celor care l-au cunoscut, apreciat și jucat alături de el pe scenă. S-a stins din viață la 81 de ani, dar lasă în urmă o carieră de 60 de ani și roluri inegalabile.